Bună seara, doamnelor, domnilor, urmăriți în continuare evenimentul zilei. Odihnă netradițională, cu băuturi, bătăi și scandaluri. Un asemenea incident a avut loc duminică după amiază la un iaz din apropierea satului Țăpilova. Cazul este acum în vizorul poliției. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 72 de ore. Iar astăzi, în cadrul unei ședințe de judecată, urma să fie hotărât arestul pentru următoarele 30 de zile. Muntea de gardă a pervenit un apel telefonic. Persoane în stare de ebrietate, lângă satul Țăpilova, este un iaz acolo. Adică maltratează oamenii, înjur cuvinte necenzurate, i-a bătut chiar. S-a deplasat grupa operativă în componența 4 colaboratori de poliție. Au pus rezistență fizică, au început a înjura colaboratori de poliție cuvinte necenzurate, i-au împroșcat cu bere lucrători de poliție. Atunci lucrători de poliție au pus rezistență fizică, au apelat la unitate de gardă ca să vie forță adăugătoare. Am fost trimiși încă 4 colaboratori de poliție și 8 colaboratori de poliție, adică cu forță de cum, aplicând forța fizică care adică ne permite legislația în vigoare, au fost aduși la comisariat de poliție. Unul din cei doi frați mai este bănuit că ar fi săvârșit și alte infracțiuni. Nastas Ion, adică în anul 2005, mi se pare că da, 2005, a sustras de la școală unde lucrează mămica niște radiatori, calorifer, da? Calorifer, mai corect, calorifer. În 2006, primăria a petrecut o inventariere unde nu s-a ajungeu calorifer respectiv. În 2007 a fost intentat dosar penal. Sunt persoane, paznic, care arată nemijlocit că calorifierele respective au fost sustrase de către Nastas Ion, persoana care e implicată în conflictul dat. Colaboratorii poliției anunță că acum vor fi atentate dosare pe ambele cazuri. În cadrul buletinului de mâine urmăriți mai multe secvențe de la acest caz. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Nu uitați că știrile SORTV le puteți urmări și pe site-ul nostru la adresa sortv.info.md. Dacă ați fost martorul unui eveniment sau aveți imagini care pot deveni o știre la SORTV, telefonați-ne la 334 22. O seară liniștită vă dorim. La revedere!